viteză a dispozitivelor electronice pe piață și din cauza asta nu au ajuns tabletele la timp la elevi. Ne puteți spune cum ați ales compania care nu a găsit aceste dispozitive pe piață și dacă celelalte dispozitive până la 250.000 de exemplare vor ajunge până la finalul lunii decembrie? În primul rând, aș spune că faptul că nu sunt dispozitive pe piață, n-am constatat-o numai noi în studii economice internaționale, pentru că e vorba de piața internațională a dispozitivelor, nu de piața din România. În ceea ce privește alegerea furnizorului sau ofertantului, știți că nu Ministerul Educației a realizat acest proces administrativ, ci Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate. Deci modul în care s-au selectat ofertanții a fost atributul dumnealor. Ce aș putea să vă spun din ceea ce cunosc este faptul că nu au existat ofertanți. Deci, practic, dorim să cumpărăm, dar nu avem de unde ca să fie mai pragmatic un răspuns. Deci, ajung cele 250.000? Vor ajunge cu siguranță, pentru că procesul a fost reluat de fiecare dată. Iată, în a doua etapă am reușit să avem încă o parte dintre tablete, dintre necesarul de tablete acoperit, e vorba de 180.000, s-a reluat și a treia oară procesul. Înțeleg de la colegii noștri că sunt oferte depuse, sunt în evaluare și așteptăm rezultatul evaluării. Singurul dezavantaj, să spun așa, sau singurul lucru care și pe noi, ca Ministerul Educației, ne nemulțumește, este faptul că pe data de 10 septembrie nu au putut fi la elevi, deși, din punctul nostru de vedere, toate, dar absolut toate demersurile au fost făcute la timp. Vitalie Cojucar, știrile Pro TV. Vreau să știu, în 2027, trei lucruri foarte importante pe care copiii le vor avea în momentul în care vor folosi școala la modul online. Ce vor avea atunci copiii? Unu și doi, au fost atâtea promisiuni făcute încât, iertați-mi limbajul direct, dar nimeni nu mai crede autorităților și nici Ministerului Educației. De aceea vreau să vă întreb, de data asta ce s-a schimbat? De ce ar trebui să vă credem că această strategie va fi dusă până la un bun sfârșit? În legătură cu cele trei lucruri, le-am menționat și anterior, cele trei care sunt prioritate, sunt infrastructura, internetul și competențele digitale. De ce ați crede în această strategie? Cred că la momentul acesta, având în vedere perioada prin care am trecut la nivel mondial, nu doar noi, nu cred că, personal, nu cred că mai există un politician sau un factor decident care să nu ia în serios această problemă. Pot să nu duc, eu mă bucur personal, mă bucur că sunt în poziția de a începe acest demers. Este un demers pe care, personal, din perspectiva activității mele profesionale, mi-l doresc de mult. Mă bucur că sunt în poziția de a începe cel puțin, dar sunt convins că, indiferent de schimbările care ar putea interveni la un moment dat, această strategie nu mai poate fi întoarsă. Și aici mă refer, în primul rând, la presiunea care ar trebui să existe din partea societății. Și vreau să adaug că această strategie o vom corela și cu strategia Uniunii Europene. Noi acum ne aflăm la un exercițiu bugetar al Uniunii Europene în finalizare și începe un alt exercițiu bugetar 2021-2027. Proiectele începute în 2016 vor continua și se vor finaliza spre 2022, iar începând cu 2022-2027 vor începe celelalte proiecte. De aceea, o sursă importantă de finanțare în realizarea acestei strategii va fi sursa europeană și proiectele vor reprezenta important, cel, vor,
vor fi cea mai importantă sursă, vor reprezenta cea mai importantă sursă de finanțare proiectelor europene. Și aici pot să vă mai dau detalii dacă mai doriți. Ioana Nicolescu, de pe dure, vin cu întrebarea de mai devreme, ori pentru doamna ministru, ori pentru doamna secretar de stat pe preuniversitar. Ce măsuri aveți în vedere sau discutați în momentul ăsta la nivel de minister în ceea ce privește predarea online, schimbarea programei și dacă credeți că poate aceste măsuri trebuiau să fie luate în discuție înainte de 14 septembrie, având în vedere că școli care au intrat direct în învățământul online atunci. Da, bună ziua, vă salut și eu. Pentru predarea online am început anul școlar 2020-2021 și cu acele repere metodologice pe care știți foarte bine că le-am prezentat chiar la începutul anului școlar. Specialiștii noștri din Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație au prezentat acolo mai multe exemple și cu accent pe predarea online. Bineînțeles că avem și o metodologie pentru predarea online, iar acum, așa cum a spus și doamna ministru, am constituit un grup de lucru în care am cooptat și acești specialiști care au lucrat la reperele metodologice pentru că dorim să intrăm, cum se spune, mai mult în predarea online cu exemple de evaluare online, de adaptare curriculară online. Vom pregăti webinarii în care vom explica profesorilor cum să lucreze online astfel încât copilul să nu stea în fața laptopului să se plictisească cu metode interactive. Deci este un proces într-o continuă dinamică, iar luna viitoare vă vom explica mai mult aceste demersuri pe care Ministerul, iată că în continuu, în funcție și de feedback-ul din teritoriu, le adoptă pentru ca această predare, învățare și evaluare online să se desfășoare în cele mai bune condiții. Doamna secretar de stat, dacă se poate, aș vrea să vă întreb dacă aveți cumva un feedback în ceea ce privește seturile de antrenament încărcate pe site-ul Ministerului. Mă refer aici la pregătirea elevilor din anii terminali, în special de clasa 8-a, ținând cont de faptul că chiar din această vară, într-un an complicat, elevii vor trebui să susțină modelele testărilor de la evaluarea națională după cele de la testarea PISA. Așa cum am procedat și la sfârșitul anului trecut, când elevii au primit periodic acele teste de antrenament, suntem în elaborarea testelor care vor fi publicate în cel mai scurt timp pe site-ul Ministerului. Deci vom continua demersurile pe care le-am început și pentru finalul anului școlar trecut, când am fost nevoiți să adoptăm predarea online. Dar cursurile pe care le-au făcut în cei 4 ani de gimnaziu, elevii le oferă cunoștințele necesare pentru a putea susține o altfel de evaluare la standarde internaționale? Și sunt profesorii pregătiți să predea până la finalul acestui an școlar, astfel încât să le asigure succesul absolvenților de liceu, de gimnaziu, pardon? De acest lucru ne vom ocupa în acest an școlar, pentru că pe măsură ce vom elabora și vom face publice aceste teste, noi vom primi feedback din partea profesorilor, elevilor, după cum ați văzut, suntem în permanentă legătură pe site-ul Ministerului, apar toate testele și profesorii dau feedback de fiecare dată, astfel încât noi ne vom adapta demersul nostru, încât copiii și profesorii să fie pregătiți la sfârșitul anului școlar să susțină aceste evaluări naționale, deci mă refer la evaluarea națională și examenul de bacalaureat, pe subiecte pe care le lucrează de-a lungul acestui an școlar. Mulțumesc pentru răspuns. Mă gândeam mai degrabă și de asta v-am adresat această întrebare. Mă gândeam mai degrabă și de asta v-am adresat această întrebare, că sunt cu siguranță elevi
de clasa 8-a, care provin din școli ce în momentul de față nu au conexiune la internet, așadar lor le este mai greu să acceseze seturile de antrenament încărcate pe site-ul Ministerului. Ideea este că fiecare profesor la clasă trebuie să ia legătura cu fiecare elev, indiferent dacă este conectat la internet sau nu, și să se asigure că lucrează, pentru că până la sfârșitul anului școlar, iată că evoluția sau mai rog contextul epidemiologic este diferit. La un moment dat, tot trebuie să lucreze cu copiii de la clasă. Și să știți că în momentul de față, dacă este să raportăm la situația epidemiologică, 10.254 de unități de învățământ sunt încă în scenariul 1, 4.902 în scenariul 2, deci alternativ vin la clasă copiii și jumătate stau online, doar 2.500 în scenariul 3. Noi sperăm din tot sufletul ca această evoluție, sau mă rog, în funcție de această evoluție, fiecare profesor să-și adapteze demersul didactic. Așa cum spunem de fiecare dată și doamna ministru insistă, școala trebuie să continue în orice condiții, iar copiii noștri nu trebuie să sufere din această cauză. Aici aș putea să vă răspund eu la această întrebare și în completarea întrebării anterioare aș vrea să menționez faptul că, într-adevăr, am primit feedback referitor la modelul, pot să vă spun, la modelul de limbă și literatură română, model ce a fost pus în consultare publică. Și acel feedback a fost unul pozitiv, dar în același timp am avut și câteva recomandări din partea profesorilor, părinților, chiar și din partea elevilor. Și una dintre recomandări a fost aceea că ar trebui să simplificăm, într-un fel, acel model de subiect. Exact la acest lucru se lucrează acum, și anume la faptul că structura subiectului pentru evaluarea națională pentru elevii de clasa 8, da? Structura subiectului la limba și literatura română va fi una simplificată și va fi pusă probabil luni în modelul respectiv, va fi pus pe site-ul Ministerului Educației după ce ne vom consulta, repet, cu partenerii noștri. Și cu cadrele didactice, cred că este cel mai important lucru. Mulțumesc! O întrebare pentru doamna ministru sau pentru doamna secretar de stat, cine dorește să răspundă. Ați spus mai devreme că evaluați în cadrul Ministerului posibilitatea ca tezele să fie eliminate în anul școlar 2020-2021. Dacă s-ar întâmpla asta, vorbim despre întreg teritoriul sau doar despre județele unde rata de infectare depășește 3 cazuri la 1000 de locuitori? De asemenea, dacă olimpiadele vor fi susținute exclusiv online în același principiu? Așa cum a spus și doamna ministru, analizăm posibilitatea, să spunem, eliminării tezelor. Trebuie să aplicăm aceeași regulă pentru toată lumea, adică nu putem să facem discriminări pentru elevii care învață în scenariul verde să dăm teze, pentru ceilalți nu. Nu vă spun faptul că am analizat posibilitatea susținerii lucrărilor semestriale, indiferent de scenariul pe care îl avem. De ce? Pentru că aceste teze sau lucrări semestriale, lucrări scrise semestriale, sunt prevăzute în regulamentul pentru organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru și la cărui elaborare au contribuit, exact cum spuneam, toți partenerii noștri sociali. La momentul respectiv, toți au fost de acord să se susțină aceste lucrări. Și variantele ar fi în scenariul verde să dea normal lucrare scrisă, în scenariul galben, evident, în momentul în care vin la școală
să susțină aceste lucrări, profesorul având grijă să aibă aceleași tipuri de IT, iar în scenariul roșu ne gândeam, dar v-am spus, acesta este doar, sau aceasta este doar o variantă la care ne-am gândit. În scenariul roșu, bineînțeles că în funcție de disciplină, pot fi concepute subiectele pentru teze adaptat în funcție de, adică în funcție de tipul de item la care se pretează fiecare disciplină. Și vă dau un exemplu, la limba și literatura română, colegii mei au propus chiar un eseu. Dar, după ce ne vom consulta cu partenerii noștri sociali, da, sindicate, părinți, elevi, vom lua o decizie și o să o comunicăm. Mulțumesc. N-am înțeles exact în scenariul roșu. Poftim? N-am înțeles exact în scenariul roșu să fie concepute subiecte pentru fiecare disciplină, dar să fie susținute tezele online. În funcție de specificul disciplinei, evident, o online. Evaluare care să se preteze online. Iar copilul să transmită lucrarea lui în timp real profesorului. Da, v-am spus, acestea sunt variante, dar am vrut să vă răspund că noi am studiat toate posibilitățile și în funcție de ce vom hotărâ la nivelul Ministerului și în urma colaborării cu partenerii noștri sociali, vă vom transmite un răspuns final. Iar în legătură cu olimpiadele, într-adevăr, și aici sunt foarte multe discuții și vă spun de ce. Sunt olimpiade care au și o probă practică, ceea ce în aceste condiții nu s-ar putea realiza. Chimie, fizică, biologie, da? Încă o problemă luată în calcul. Știți foarte bine, elevii care obțineau rezultate foarte bune la nivel național, adică premiul 1, 2, în funcție de fiecare universitate, puteau intra fără admitere la facultate. De aceea noi trebuie să ne gândim foarte bine cum organizăm aceste olimpiade. Pentru că putem fi acuzați că nu există obiectivitate sau nu există o, eu știu, o transparență a subiectului, a modului în care ei își rezolvă online, da, cerințele. Deci, acestea sunt problemele pe care le luăm în calcul atunci când vom stabili dacă olimpiadele mai pot fi susținute în acest an sau nu. Mulțumesc! O întrebare pentru doamna ministru. Ați spus că profesorii vor putea să predea în tandem. Cum se face acest lucru? Și, de asemenea, cum putem face să reducem timpul petrecut de către elevi în fața calculatorului? Eu nu cred că ați văzut vreo declarație de-a mea în acest sens, adică nu m-ați auzit pe mine spunând acest lucru. Este o variantă care se lucrează la nivelul Ministerului Educației. Nu este vorba neapărat despre un tandem, cum spuneți dumneavoastră. Vorbim despre o predare transdisciplinară sau multidisciplinară. Se analizează și acest aspect tocmai pentru a veni în sprijinul elevului, să nu mai stea atâtea ore în fața calculatorului, dacă este necesar. Repet, trebuie întotdeauna să ne raportăm și la situația epidemiologică. Mulțumesc! Bună ziua, doamnă ministru! Știm că în capitala școlile funcționează acum după scenariul roșu, dată fiind rata de incidență foarte, rata de infectare foarte mare. Sunt în continuare părinți care ne scriu și se plâng de faptul că profesorii nu țin aceste cursuri în regim online. Aveți cunoștință de aceste situații și v-ați gândit la sancțiuni pentru cadrele didactice care nu desfășoară cursurile în regim online, deși este obligatoriu? Și o altă întrebare care nu are neapărat legătură cu acest subiect. Din datele pe care le-au publicat instituțiile recent despre salariile pe care le-au obținut angajații din mai multe instituții în luna septembrie, reiese faptul că un șofer din cadrul Ministerului Educației și un profesor au același salariu. Cum se explică această situație? Mulțumesc! Bineînțeles că în momentul în care un profesor refuză să intre online, noi trebuie mai întâi să vedem care este motivul.
poate nu are competențe și atunci școala trebuie să-i vină în sprijin, da? să primească, de fapt, sprijinul unui specialist din cadrul școlii sau, eu știu, din cadrul casei corpului didactic, inspectorat și așa mai departe. Dacă nu are cu ce să intre, nu are un calculator o școală, trebuie să-i pună la dispoziție. Adică mai întâi trebuie să analizăm toate aceste aspecte. Dacă are absolut toate aceste lucruri la dispoziție și este doar un refuz, eu cred că nu este normal să refuzăm să intrăm în lecții cu copiii noștri. Atunci când mergeam la școală, dacă un profesor absenta nemotivat, normal că îi se punea, sau mă rog, ziua respectivă îi se tăia. Așa scrie codul muncii, când nu prestezi activitatea respectivă. Corect. Deci noi trebuie să procedăm cu foarte multă atenție și să analizăm toate aspectele. Pentru că trebuie să venim în sprijinul colegilor noștri. Nu să ajungem dintr-o dată la sancțiuni. Mulțumesc. Referitor la cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, permiteți-mi să vă răspund în momentul în care voi avea toate datele de la Ministerul Educației. Am văzut și eu o astfel de știre, da, în spațiul public și am solicitat Direcției Generale Economice să-mi prezinte un raport astăzi de dimineață, dar am plecat către această conferință de presă. Vom face o analiză la minister și o să vă răspundem la întrebare. Mulțumesc! Doamna ministru, știu că v-ați sesizat în legătură cu imaginile care au apărut în Borșa, Maramureș, și acolo unde un profesor lovește mai mulți elevi. Vreau să ne spuneți ce semnale aveți și dacă s-au luat măsuri. Da, m-am sesizat referitor la acele imagini și imediat ce le-am văzut, am solicitat inspectorului școlar general să realizeze o anchetă. Am vorbit și cu domnul inspector școlar general adjunct pe această temă și dumnealui s-a interesat referitor la situația prezentată. Trebuie să vă spun că eu le-am prezentat inspectorilor de la Maramureș cazul respectiv, ei nu știau despre caz. Înțeleg că deja s-a constituit o echipă de control, o echipă care anchetează cazul respectiv. Știți foarte bine că legea prevede clar faptul că unitatea de învățământ trebuie să ia măsurile legale. Prin urmare, așteptăm din partea Inspectoratului Școlar Maramureș rezultatul anchetei și îl vom face public. Și dacă îmi permiteți, avem semnale de la o școală din București că părinții ar trebui să plătească pentru anumite dispozitive digitale pentru că școala nu ar avea suficiente, iar directorul cere de la părinți bani pentru asta. Cum mi se pare? Este incalificabil acest lucru. Dacă aveți exemplu concret, vă rog mult de tot să mi-l prezentați și voi lua legătura și cu școala, dar și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Și pentru părinții care nu au primit încă tabletă, chiar dacă nu s-au înscris în prima etapă, cea din martie-aprilie, la această situație, spuneți-ne ce au de făcut acum, pentru că am văzut un formular în care ei trebuie să completeze și să declare că nu mai au un alt dispozitiv acasă. Haideți să reluăm un pic pentru părinți mai ales această informație. Dacă acei copii care în aprilie nu s-au sesizat că nu au un dispozitiv propriu sau nu au spus dirigintei sau nu au spus directorului, da? Pentru acești copii există posibilitatea achiziționării de către școală în parteneriat cu autoritatea publică locală sau de către școală în parteneriat cu inspectoratul școlar. Deci există posibilitatea achiziționării de echipamente electronice. Vreau să vă spun că deja sunt inspectorate școlare care au început licitațiile. Mai mult decât atât, la nivelul municipiului București,
Deja procedura de achiziție este în desfășurare. Pe lângă programul pe fonduri europene, Ministerul Educației a alocat bani pentru realizarea unor stocuri de rezervă. Deci dacă există un copil care nu are un dispozitiv, să semnaleze acest fapt dirigintelui școlii și școala să facă achiziție în parteneriat cu autoritatea publică locală sau în parteneriat cu inspectoratul școlar. Iar inspectoratul școlar poate la rândul lui, printr-un alt program, să facă un stoc de rezervă la inspectorat pentru a da dispozitivele necesare. În cadrul Ministerului Educației, pentru licee, pe proiectul ROS, suntem în procedură de achiziție, procedura de evaluare, cred că s-a și încheiat, pentru aproximativ 60.000 de laptopuri, dar numai pentru liceu. Întrebam dacă pot primi o tabletă, chiar dacă au una deja acasă, poate pentru un alt copil. Adică da, să scrie... Deci proiect, despre ceea ce spuneți dumneavoastră, este numai pentru proiectul școala de acasă. Deci numai pentru acele 250.000 de tablete. Pentru celelalte programe pe care le-am dezvoltat la Ministerul Educației, pot achiziționa și pentru ceilalți copii. Mulțumesc! Mulțumim mult! Vă rog, doamna secretar de stat, vreau să vă aș profita de prezența dumneavoastră și să vă spun că ieri, 25 octombrie, s-a lansat programul operațional Infrastructură Mare, POIM, de achiziționare măști și echipamente sanitare. Fiecare școală în parteneriat cu inspectoratul sau ATE-uri poate depune. De asemenea, pe 2 noiembrie apare programul operațional competitivitate de achiziționare dispozitive electronice și aici, la fel, așa cum spunea și doamna ministru, inspectoratele și în parteneriat cu școlile sau primăriile în parteneriat cu școlile pot depune. Dar ceea ce aș vrea să dau este că Ministerul are la dispoziția tuturor școlilor și inspectoratelor tel verde, astfel încât să asigurăm acea consultanță în scrierea de proiecte.